Părinții băiatului de 21 de ani au sunat la 112 după ce au primit mesajul fiului lor. Un comandament de urgență al armatei a fost instituit la scurt timp, însă autoritățile i-au dat de urmă după abia 24 de ore. Nimeni nu știe ce l-ar fi îndemnat pe Alexandru să recurgă la gestul extrem, mai ales că era student al Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanța, unde a trecut cu brio de testările psihologice. Printre lacrimi, familia vorbește despre o decepție în dragoste. Așa scria în ultimul mesaj pe care l-au primit de la el. S-a certat cu prietena lui? Ce a fost cu acest gest necuvântat? Bărcile scafandrilor militari l-au căutat în continuu. Să venim în partea stângă. Căutare prin scotocire și curând valurile, după cum vedeți, bate spre stabil opus, de aceea ne-am și concentrat să facem căutarea pe stabil opus. Cam cât timp? Nu pot să vă spun. Avem forță destul astfel încât să putem să facem o căutare așa cum am procedat și altădată. Alexandru era singur la părinți, avea 21 de ani și s-a născut în Tulcea. Studentul Academiei Navale Mircea cel Bătrân era învoit zilele acestea. Procurorii militari au deschis o anchetă pentru a desluși misterul dispariției sale.